Kinder der Sportivität kann sich Berlin der beste Gesang an der Schiene gewinnen. Am Rassad war Berlin der Oraș, pentru că sunt mai multe proiecte în acest sens. Și putem spune că ne-a fost adus la cunoștință un singur proiect pe care v-a prezentat astăzi pentru noi domnul Alexandru Mesar. Aș putea să dezvolt mai mult partea asta instructivă, dar sunt desigur că ați urmărit de aproape fenomenul și sunteți bine informații pentru ce s-a întâmplat la urmă de numele lui. V-am rugat, după prezentarea domnului Mesar, să despuneți poziția dumneavoastră, cum vedeți un cap viitor, și ce părere aveți despre proiectul dânsului și cum vedeți contribuția instituției pe care o reprezentați în protejarea și promovarea unei clare simbolă a orașului. Mulțumesc pentru creativitate și șansă. Având în vedere că asociația are o activitate de 3 ani de zile, iar de jumătate de an are și activitate competițională, materialul nostru este mai mult prezentarea activității decât în asociația Unda Cultura Doamnă a fost înființată în anul 2011 la inițiativa Primăriei Arad și Consiliul Județean Arad. Membrii fondatori sunt reprezentanți ai Primăriei Arad, Consiliul Județean Arad, Olbui Stuta, DGSD Arad și reprezentanța sponsorilor. S-a ales forma de organizare ONG, deoarece conform legilor în vigoare din România, este forma de organizare cea mai potrivită pentru a avea acces la fonduri rambursabile și sponsorizare. Scopul asociației conform statutului este promovarea, protejarea imaginii, identității, istoriei și tradiției Utara, preluarea cheltuielilor de pregătire și competiție ale grupului Utara. Asociația nu are niciun fel de restanțe financiare. Scopul asociației, obiectivele au fost îndeplinite, deoarece în anii precedenți s-a investit, s-a preluat cheltuieli importante, sume mari din cheltuielile grupului Utah. Echipele asociației sunt pe locul fundaș în campionatele județene și naționale. Echipele au beneficiat de condiții optime pentru performanță. Echipa de senior asociației este una tânără, dornică de afirmare, ajutată de 2-3 jucători cu experiență, media de vârstă fiind de 22 de ani, 98% din jucători sunt arădeni, cu un staff arădean. Bugetul grupului este construit pe finanțare de la Primăria Arad, Consiliul Județean Arad și sponsorizări de la societăți comerciale. Relația cu suporterii a devenit pe parcurs una pozitivă. Aici chiar vedem o imagine din spectacolul realizat de galerie la meciul nostru de acasă de pe Arena Francis Maia. Sondajele de opinie ale site-urilor de specialitate sunt categoric pentru acest proiect, vis-a-vis de alte proiecte, și observăm o creștere de 15% în doar câteva luni, de la 46 la 61%. Obiectivele noastre, atât pe plan sportiv și pe plan energetic, atât pe termen scurt și mediu și lung, sunt bazate pe principiul step by step, nu dorim să sărim nicio etapă. Asociația trebuie să crească împreună cu stadionul. În politica asociației are un rol foarte important centrul de copii și juniori și colaborarea cu suportul. Stabilitatea și înființarea unei academii de fotbal cu numele marelui fotbalist Peciosi. Și spun de această academie, deoarece cei prezenți în slavă știu că am un feeling deosebit pentru creșterea copiilor și juniorilor și nu dorim ca Aradul să fie un importator, mai decât un exportator de fotbaliști. În final, îi mulțumim celor care au avut încredere, au contribuit și celor care vor avea încredere și vor contribui la dezvoltarea, consolidarea acestui proiect, care, în funcție de strategia stabilită, de cei implicați, poate fi modificat și perfecționat cu ajutorul dumneavoastră și, tocmai în acest motiv, așteptăm sfaturile, opiniile și chiar indicațiile dumneavoastră. Mulțumesc!
aș începe cu doarie domnul consilier Vidioșu. Da, mulțumesc, voi fi cât se poate de scurt, de concis, pentru că suntem suficient participați la această masă rotundă și sunt convins că fiecare din cei prezenți aici au câte un gând bun și au ceva în sens pozitiv de adăugat pentru ceea ce va însemna viitorul pentru Oradea. Vreau să punctez faptul că timpul este aliatul celor care au lucrat corect, care nu au încercat să înșele încrederea oamenilor. Și acest fapt ne-a dovedit nouă celor din administrația publică locală că am lucrat corect. Pentru că trebuie să recunoaștem, pe la început au fost câteva fricțiuni în ceea ce înseamnă UDA Pătrarea. Până la urmă ne-a dovedit în timp că am lucrat corect, că am lucrat cinstit și că nu am avut nici un lucru de ascuns. De aceea mă bucur că astăzi suntem cu toții împreună la această masă rotundă. De aceea mă bucur că suntem împreună și tragem aceeași căruță, cum se spune, și avem un singur scop, și anume acela ca ceea ce înseamnă UDA să redevină ceea ce a fost. Și până să redevină ceea ce a fost, trebuie să respectăm blazonul, trebuie să respectăm numele și să facem cunoscut și celorlalți despre intenția și despre pașii pe care noi îi facem. Pentru că până la urmă, așa cum a prezentat domnul Veselă înainte, sunt 98% ardei. Până la urmă, asta ne-am dorit, să fie o echipă a ardei, să fie o echipă a ardeilor, care, bineînțeles că la un moment dat, când vom ajunge la alt nivel de performanță, probabil că nu vom mai avea 98% ardei. Dar vom avea acel nucleu, acel suflet mare, format din ardei. Și atunci știm foarte bine, uitându-ne în istorie, în ceea ce a însemnat UDA, în momentele ei de glorie cele mai mari, că a fost acel nucleu de ardei care au fost sufletul, care au fost motorul și care au stimulat pe toți ceilalți care au venit la această echipă. Închei, încă o dată, poate nu să credeți că exagerez, dar sincer mă bucur că am înțeles tot sensul pentru care ne aflăm astăzi. Pentru noi ardeni, cel mai bun fotbalist în mod
dar plătește cu urât, dar nu vorbesc de bani. Și să lipsească sistemul în primul rând, o mine, și dacă trebuie până și până trebuie sau bații care are o vârstă bună pentru orice funcție încă, că e mai tânăr ca pe 10 ani, nu vorbesc de persoana mea, dar trebuie să existe. Dacă atunci nu putem vorbi de nimic. Ei și încă câțiva care poate să facă și trebuie să facă prezență în această condiție. O altă problemă, să nu uităm că datorită acest om care este puțin departe de această masă și mai bine, datorăm că discutăm să existe. Acest om este curat. Că el a avut probleme care a fost cândva contestat că de ce a făcut, că cum a făcut. Dom'le, bine a făcut. Pentru că echipele și toată lumea a jucat în condiții foarte bune, nu? Teren, făptură, etc. Deci, nu putem să și acum să contestăm că eventual ce am putea să facem negativ. Nu. Hai să putem problemele astea și într-adevăr să mergem să punem numărul și cum a zis domnul președinte Lucaci, echipa acută este a gradului, este a nostru. Nu se poate. Pentru că deranjează că duce conducere UTA, de la Poiești, Bulcea, Timișul. Ne avem oameni capabili, noi, arenenii, aici, trebuie să ducem nu știu de unde. Bă, băi, frate, nu lăsăm de data asta. Domnul primar, nu trebuie cu noi, de asta trebuie împreună. Mulțumim la Domnul ăsta, înseamnă că dorește cu noi, cu ei. Așa că suntem alături de voi, domnul procuror, domnul Mers și toți care, într-adevăr, ați spus ce faceți, aveți sprijinul nostru, cât de noi, financiar, personal, n-am cum să vă ajut. Dar vezi tot ce doriți. Tot ce doriți și domine și toți și domnule domnul noastră. Dacă aș fi vechi, mă sigur că aș fi de mult cât. Cu canal, cu canal, băie. Cu sfatul și cu prezenții ce pot, ajut și eu și toată lumea. Mulțumesc frumos! Și să fac o precizare, nu prin neapărat sprijinul financiar. Și simpla prezență dumneavoastră aici și cuvintele dumneavoastră sunt suficient pentru noi. Aș vrea să iau cuvântul domnului Vladu Florin. Să vedem dacă
performanță și la rezultate. Cred că numai un centru de copii și juniori puternic care în fiecare an cel puțin un jucător, doi, să promoveze la echipa mea, să existe un ciclu permanent și cu alți doi, trei jucători aduși de afară, se va putea face de performanță. Pentru că de la nivelul ăsta să pornești din nou, e drum lung și e foarte greu să ai rezultate. Cred că acest lucru se poate face. Știu eu, ar trebui făcut o selecție de copii la nivel de județ, poate chiar în județele vecinate și finisați. Acești copii vor putea da rezultatele pe care și le doresc cei care iubesc acest sport. Cam atât. Aș dori să-i dau cuvântul acum domnului Cinel Chiorie Franca să spună de și de studiul de la copii. Bună ziua tuturor! Simbolurile naționale, județene sau locale, ele se apără, se întrețin și, evident, se promovează. Au existat simboluri până înainte de 89 și, evident, unele au rămas și după 89, unele au dispărut. Funcție de direcția pe care au avut aceste simboluri și mâna cărora a căzut acest simbol. Aradul a avut un mare simbol fabricat de verde, dar i-a dispărut. A avut strumul și era un simbol al economiei foarte puternic. Aradul este un simbol ca oraș și statistic dispăruse de la jumătatea clasamentului în țară. Eram undeva mult jos la ce indicatori prezenta în anii 90 și 2000 municipiul nostru. Fotbalul, cu toate simbolurile lui, a ajuns în mâini private și responsabilitatea este a celor care coordonează astfel de simboluri. Doar că, așa cum s-a întâmplat în toată țara, s-a întâmplat și în Arad, politizarea unui sistem a făcut ca să nu avem discernământ între atribuțiuni, responsabilitate, respect, cinste. Eu am trăit și momente mai urâte și momente mai frumoase, uitându-mă cu cât neadevăr se vorbea și bănuindu-mă cum ajungem undeva între această față. Am trăit momente când trebuie să plătim datoria altora peste 1 milion de euro și ea s-a plătit greu. Prezent că se poate realiza un alt început. Spun toate aceste lucruri pentru că trebuie să vedem ce se va întâmpla peste 6 luni. Foarte important. Este un an. Dacă proiectul este serios și dacă înțelegem ce orice sport, cum ar fotbal, se poate rezolva competițional prin două proceduri. Și vă spun un om care nu se pricepe la sport. Ori conveni, ori produci jucători. De aceea, managementul și patronatul oricărui club trebuie să cântărească. Are bani să cumpere, să facă performanță, sau are bani mai puțin, dar știe să facă selecție. De aceea, întoarcerea la ceea ce a fost tradiția zonei noastre, că și orașul meu, Brad, era tot în zona respectivă și de la Brad veneam spre Arad și de la Brad. Zona noastră s-a plasat pe oamenii locali. Și cred că trebuie să se gândească un proiect cu ceea ce înseamnă o bază
a selecta zona sediciului de la Cărmani până la Craiva, zona dincolo de, dincolo de Petriș până la Zăbrani, zona Pecica din tot ce înseamnă finalul Mureșului în România, zona Chișinău-Prijului de sus din Bihor până la Serin, astfel încât o strategie de promovare acestor copii și acestor tineri care nu mănâncă de dimineața McDonald's și beau cola și mănâncă natural proteina locală, poate să aibă perspectiva de a găsi în selecție acei doritori pentru a obține performanță. Fiecare dacă s-ar putea vedea rolul, așa cum a spus patronatul, să explice ce parcurs are acest proiect, suporterii, ce înseamnă susținere, administrația, ce înseamnă susținerea, partenerii din județ, asociația județeană de fotbal, ca o construcție piramidală de a susține această selecție acestor tineri, se poate primi, da, într-un număr de ani, să existe în primul rând un club, cel mai important este să fie club, pe la în interiorul clubului se vadă că există un sistem de selecție a copiilor, o gândire de promovare acestor tineri și, evident, să existe cele două sisteme de finanțare, finanțarea patronatului și finanțarea administrației. Am bucurat că domnul Mezar a prezentat aici o cifră. Zero datorii la stat. Când există zero datorii la stat, administrația poate finanța. Și așa cum știți, și eu repet de foarte mulți ani, administrația finanțează aproape totul în sistemul de fotbal, cu excepția salariilor, cu excepția plăților la arbitri și cred că mai există o excepție. Prime de joc. Cele intră în salarii, să spunem. Și administrația poate să facă acest pas. Și l-a făcut atâta timp cât clubul nu a avut datorii la stat. Cel mai important în management să ajungi să n-ai datoria la stat ca să primești zona de sprijin de la administrație. Al doilea rol al administrației, eu cred că l-am înțeles destul de bine, deși nu voi șterge fata că prima fată că a demolat stadionul în vagonul, că a demolat stadionul în drumul și în curând demolează stadionul Telecom. Realitatea nu e asta. Da, eu n-am pus o șterge. În primul rând, stadionul Vagonul nu mai avea autorizație și niciodată nu se mai putea realiza în condiții de a fi avizat, de a primi autorizația de la Federație. Stadionul Strungu era în sistem retrocedat familiei Neumann și la fel stadionul Rom Telecom, Consiliul de Administrație al Rom Telecomului, condus din oameni politici, a decis vânzarea acestui stadion care nu are nicio legătură cu, cu primăria. Spuneți un lucru pentru că politizarea a făcut să existe o ruptură între realitățile administrației și a potențialului administrației și ceea ce s-a transmis public. Deci eu nu voi intra într-un joc pe care l-au făcut întotdeauna politicienii folosind aceste simboluri pentru zona electorală. Eu și când am avut întâlnire de curând cu suportul, mi-a spus același lucru. Nu trebuie să existe politizarea, nu trebuie să existe eticheta. Trebuie să primească voturi într-o comunitate pentru ceea ce face întreaga comunitate. Așa cum am spus, simbolul arabului este arabul cel mare, simbolul din interiorul. Ce putem face noi? Noi putem în continuare să ne respectăm susținerea financiară și putem să îmbunătățim bazele sportive. De aceea am început acest proiect. Un proiect care avea
acum o să, să le anulezi investiția. Dar la o înțelegere poți să ce ca o recomandare, ca un sprijin, să facă două terenuri pentru copii în licelerie, astfel încât să mai avem două terenuri acolo. Dacă mai facem primăria în cadou, putem spune că avem șase terenuri de fotbal pentru a constitui, în primul rând, în cadrul acestui grup, un centru pentru copii și jumătate. De fapt, proiectul trebuie să meargă pe trei direcții, ca cum să spun. Direcția clubului, consolidare, management, construcția administrativă, a ceea ce înseamnă baze sportive, și al treilea, poate cel mai important, construirea acelui centru de copii și jumătate. Un centru de copii și jumătate al orașului, dar dacă se va reuși în proiectul lui Chica Popescu să se realizeze cele 8 centre regionale, noi cei care ne-am întâlnit cu echipa lui Chica Popescu am convenit și am făcut propunerea ca unul din centrele regionale de copii și juniori să fie realizat la RAT. Nu o să ne dea condițiile care trebuie să le îndeplinim și noi ne vom îndeplini. Iar m-am bucurat că am înțeles de la dumneavoastră că domnul Chicău Pescu la televizor ne-a apreciat înțelegerea și oferta și ne-a și nominalizat la posibil de a avea un centru de copii și juniori în Denara. Dacă lucrurile se vor merge pe aceste trei direcții și există răbdare, performanța se obține cu muncă și răbdare. Eu cred că putem să ne facem la ceea ce poate fi o comunitate. Dar vreau să fiu foarte sincer. Astăzi Aradul nu are un mare finanțator pentru a susține un grup de fotbal. De aceea trebuie să acceptăm că noi trebuie să facem acești pași într-un trib și să ne bazăm foarte mult pe ceea ce înseamnă resursa umană locală, pasiunea părinților, apoi pasiunea copiilor, pasiunea celor care au făcut performanță și de mulțumim că sunt întotdeauna lângă fenomen, și pasiunea profesorilor și antrenorilor. Până la urmă nu poate să există performanță fără sprijinul acestor oameni care își trebuiesc viața în această meserie de a antrena copii și juniori și, evident, beneficiile acestei munci întotdeauna le au alții când ajung în structura comunală. Acum, eu sunt un om care nu lasă lucrurile nespuse. Vreau pe colegii care sunt la masă și vreau și Asociația Județeană de Fotbal să înțeleagă că dacă nu există un partener între asociație, municipiu, Consiliul Județean, independența este frumoasă peste tot în lume. Numai cât este benefică. Noi o să trebuiască să intrăm în stadionul meu. Săptămâna aceasta și săptămâna viitoare se discută în primărie graful de a începe lucrările la stadion. A începerea lucrărilor înseamnă că cei care sunt astăzi în clădire la Botan o să trebuiască să părăsească clădirea. Asta nu facem din răutate, nici împotriva celor de acolo, nici împotriva celor de acolo, ci o facem ca obiectivitate, pentru că se face organizarea de șantier. De aceea trebuie să existe comunicare și înțelegere pentru pașii care o să urmeze, astfel încât în 2 ani și ceva, constructura estimată 2016, știu că Olimpii se poate spune, este campania electorală, dar
gimnastica primește un sprijin foarte mare, dar vestiarele de acolo sunt vestiare care pot fi folosite de toți care vor să se antreneze pe stadionul Gloria.